Jaco Spurne, fiul celebrului rocker Ozzy Osbourne, laudă pe Instagram modul în care s-au organizat autoritățile române la graniță pentru a primi refugiați ucraineni. Jaco Spurne a povestit într-o postare pe contul său de Instagram că a fost voluntar la granița română-ucraineană. Acesta s-a alăturat unui ONG specializat pe ajutorarea refugiaților care a avut misiunea de a acorda ajutor medical unui grup de copii orfani cu nevoie speciale care urma să fie evacuat din Ucraina. Setările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutul din această secțiune. Poți actualiza setările modulelor cookie direct din browser sau de aici e nevoie să accepti cookie-urile social media. Jaco Spurne spune că deși nu au reușit să scoată copiii din Ucraina în zilele în care a fost el la granița, ONG-ul a reușit într-un final să-i evacueze în siguranță. Granița din România este organizată și plină de resurse, a scris Jaco Spurne. Editor AP.